Doamna Mirela a fost afară să fumeze o țigară. Când s-a întors, i-a dat și doamnei Crina pachetul de țigări. Doamna Crina i-a zis că acum dacă doamna Mirela a făcut rost de țigări, să-i mai dea și dânsei. Înțeleg că pe lângă scrisoarea pe care susținătorii lui Sergiu i-au trimis-o doamnei Mirela în seara aceasta, a primit și prăjituri, dar și două pachete de țigări. Spunea doamna Mirela că a primit două pachete de țigări exact ce fumează dânsa, și se mira de unde știu susținătorii lui Sergiu ce fel de țigări fumează dumnea ei. Doamnele discutau apoi puțin despre situația dintre Madi și Sergiu și au dat puțin cu părerea. Doamna Crina spunea că Madi și Sergiu în situația în care sunt ar trebui să fie realiști, iar doamna Mirela a spus o să mă condamne pe mine lumea că sunt o nenorocită, că despart o pereche, dar pe bune îmi asum. Am auzit-o mai devreme pe doamna Mirela spunând că nu o crede pe Madi ce a povestit și că este de partea lui Sergiu, deoarece dânsa consideră că Sergiu are dreptate.